Cine nu are în garderobă o fustă? Le întreb acum desigur pe femei. Scurte, midi sau lungi? Da, pentru cele lungi optăm poate mai rar, dar dacă era să ne naștem cu mulți, dar mulți ani în urmă, încă înainte de revoluția industrială, atunci era să ne dorim cât mai multe fuste lungi. De ce? Simplu, materialele erau foarte scumpe. În 1965, Mary Kant a creat fusta mini și cred că niciodată nu veți ghici ce a inspirat-o pe Kant să numească așa piesa vestimentară revoluționară pe atunci. Mașina ei favorită, Mini Cooper. Mary Kant era promotoarea fustelor mini în Anglia, iar designerul André Courrèges în Franța. Dar Kant spunea că nici ea, nici Courrèges nu au inventat fusta mini, ci fetele de pe stradă. Încet, încet, fustele s-au infiltrat în garderobele multor femei, mai ales că le purtau vedetele și le inspirau. După ce modelul Jean Shrimpton a fost văzută purtând o rochie cu fustă scurtă la evenimentul Melbourne Derby Day în 1965, Brigitte Bardot. Iar actrița franceză Brigitte Bardot a început în același an să favorizeze tăietura deasupra genunchiului, fusta mini a devenit un must-have în garderoba feminină la nivel mondial. Sometimes I wish I could be more like Julia. She takes what she wants. În același an, celebrul designer vestimentar Yves Saint Laurent schița în atelierul său pe ciorne o nouă colecție, toamnă-iarnă 1965, desenând pe frumoasele manechene și îndrăzneața piesă vestimentară, fusta mini sau rochea cu fustă scurtă, care devenise un trend. Câțiva ani mai târziu, fusta mini a fost introdusă în ramura haute couture a modei, astfel beneficiind de o doză de respect în plus. Cu excepția unei scurte perioade de timp, prin anii 70, când fusta mini a fost înlocuită cu versiuni mai lungi. Feministele de atunci considerau că fusta scurtă înfățișează femeia precum un obiect. Dar n-am vorbit despre fustele midi, așa că ne întoarcem puțin înapoi. Atunci când fustele lungi au început să se scurteze încet încet, ajungând până la jumătatea gambei, în anii de război, scurtarea fustelor a devenit chiar o necesitate, din cauza raționalizării materialelor. După război, Christian Dior creează fusta Crayon, o variantă mai scurtă a fustei Hoble. Acestea erau purtate cu jachete sau tunici. Vedetele au fost rapid captivate de aceste fuste, de la Betty Page la Marilyn Monroe, Audrey Hepburn sau Grace Kelly. În aceeași perioadă de timp, pe teritoriul Moldovei sovietice era greu să vorbești despre modă. Producția de haine, ca și oricare alte activități, era în mâinile statului, iar hainele stilate din Occident erau chiar interzise. În anii 70 se purtau totuși fuste evazate mai scurte, iar în vogă erau costumele de damă cu fuste în stil clasic din Ungaria sau Polonia. Garderoba femeilor din Moldova sovietică era mult mai modestă decât a femeilor din Occident, iar tendințele ajungeau ca și acum întotdeauna mai târziu, iar pe atunci mult mai târziu. Ah da, vorbeam despre fuste doar în contextul femeilor, când de fapt le purtau și le poartă și bărbații, bărbații din Scoția. Și la acest capitol v-ați întrebat vreodată de ce fuste? Din cauza ploilor abundente care cad în Scoția de-a lungul întregului an, se spune că s-au introdus aceste fuste în portul național pentru a împiedica umezirea cracilor de la pantaloni. Totuși, fustele cu alura lor jucăușă au fost și vor rămâne o piesă cheie în garderoba oricărei femei și un simbol al feminității, desigur dacă știi cum să o asortezi corect. Cam atât despre fustă. Data viitoare răscolim prin ladă ca să descoperim istoria unei alte piese vestimentare sau accesoriu.